Emisiune susținută de companiile Romvac, tradiție și inovație în medicină, domeniile Ostrov din Dobrogea cu pasiune și NHR Agropartners alături de tine. Bună ziua, dragii mei, bine v-am regăsit! Este ora 12:30, gata, emisiunea începe! Activitatea în agricultură s-a dovedit în timp a fi nu prea ușoară, iar dacă la dificultățile generate de factorii naturali se mai adaugă și cele generate de oameni, atunci lucrurile, să știți, dragilor, se complică rău de tot, poți ajunge ușor să-ți închizi afacerea. Doar ambiția, eforturile de tot felul, priceperea și profesionalismul te mai pot ține la nivelul la care poți performa. Avem un astfel de exemplu pregătit. Vi-l oferim acum. Domnul Păinaru, bine v-am regăsit. Din păcate n-am reușit să ne mai vedem de ceva vreme, dar de fiecare dată întâlnirea noastră, cel puțin pentru mine, este o plăcere, pentru că aveți ce povesti, aveți ce spune, aveți ce împărtăși din experiența noastră de aproape 50 de ani de muncă în câmp, dar și din experiențele mai puțin plăcute pe care natura, viața vi le-a oferit, să spun așa. Cum ați început aici? De când? Noastră lucrați în agricultură de foarte mulți ani, spuneam, dar aici, Agrofarm Holding Fetești. De când ați început, când a fost înființată, și să o luăm așa pe înderete, pașii mai importanți pe care i-ați făcut aici? Și noi, ca foarte mulți oameni, după evenimentele din decembrie, în anii 91-92, am căutat să vedem oportunități în mediul privat, să trecem spre capitalism, fără să avem educația necesară capitalismului. Și a fost un handicap? Dacă n-am, n-am avut vocația și experiența? Însă am avut alte aturi. Cei care am lucrat în agricultura socialistă și în vremurile acelea, aturile veneau de la disciplină, de la rigoare, de la seriozitate, de la promovarea valorilor și așa mai departe. Dar să răspund punctual la întrebarea dumneavoastră, prima mea îndeletnicire capitalistă a fost într-o perioadă în care am rămas fără servici în anii 90, așa, când evenimentele m-au prins director la fostul IAS Pietruiu. Și, sigur, nu trebuie să ascund faptul că la ultimul congres al comuniștilor, la cel de-al 14-lea, am stat în prezidiul congresului, pentru că exista o grilă, așa, a componenței prezidiului, în care erau reprezentanți ai activităților economice. Exista un reprezentant al cooperativelor agricole de producție și unul al unităților de stat, așa, eu fiind acel care... Mă rog, am ajuns acolo, mereu m-am întrebat cum s-a întâmplat, eu fiind afiliat cu politica deloc. Alegeau valorile în momentul lui. Probabil că rezultatele societății unde am lucrat, sigur, și cele dinainte de a mă duce eu acolo, la IAS Pietru, și cele după ce m-am dus eu, poate că ne-au recomandat, dar a fost un handicap în anii 90 și atunci prima mea îndeletnicire a fost cea de vânzător de pește. Am colectat pește întrucât casa mea era pe malul Borcei, cunoșteam toți pescarii și pot să vă dau o cifră, în perioada 90 septembrie până în anul următor, în 91, am vândut la București 8 tone și jumătate de sturioni într-un an, adică având în vedere că eram cu studii superioare, nu vindeam caras și crap. M-am orientat spre sturion și 260... Pe astea mai scumpe. Alese. Da? Și 260 de kilograme de icre negre în condițiile în care cota României era de o tonă și jumătate. Așa. Sigur, a fost primul meu contact cu capitalismul. Câștigam de la simplu la triplu, în regulă, cu banii care i-am achiziționat, i-am obținut de acolo,
mi-am achiziționat un tractor cu două remorci. Am observat că, datorită faptului că CAP-urile nu mai erau obligate să livreze produse agricole la fondul centralizat al statului, s-au umplut curțile oamenilor de cereale, care nu le mai lua nimeni. În schimb, complexele de porci, de păsări și așa mai departe, sufereau. Și atunci am intrat în partea asta comercială, în 92, mi-am legalizat afacerile printr-o societate, am început cu cumpărarea de cereale și livrarea către aceste complexe care rămăseseră. Asta presupunea și o infrastructură. Mi-am cumpărat un tractor, două remorci, mi-am închiriat un spațiu la un fosiloz, am ajuns că după un an adunam mai multe cereale într-o improvizație și încărcam la vagoane cu nifron, așa tot cu o bandă făcută de noi, decât silozul care avea capacitatea de 40.000 de tone. Însă, în paralel, dragostea mea de a fi pe pământ, dragostea mea de a fi între animale, n-a dispărut și prima investiție cu primii bănuți câștigați din pește, dar și din activitățile acestea comerciale, au fost preluarea de terenuri agricole. Și am luat prima dată 150 de hectare undeva în apropiere de Fetești, pentru că încercaseră din 90 un grup de ceferiști să lucreze pământul și a fost un an prost și au renunțat la dânsul. Și atunci cele 150 de hectare au fost prima mea reapropiere de pământ și de profesia reluarea mea, profesiei. Profesia mea de bază. Așa, cele 150 de hectare le-am înmulțit, aveam pe terasă la un moment dat 6.000 de hectare, tot adunat pământuri de la asociații, cooperative și așa mai departe, ceea ce a fost pentru mine o provocare extraordinară și nu m-am oprit acolo, pentru că lucrurile mergeau bine, m-am îndreptat și spre terenul statului. Și în anul 2000 am luat prima exploatație agricolă de la fostul IAS, Grădiște, acolo unde mi-am început stagiatura și unde am lucrat 7 ani ca fermier. Dar cea mai neplăcută situație prin care am trecut a fost legată de privatizarea unui IAS limitrof autostrăzii. Stelnica. Fostul IAS Stelnica, care este pe sensul, pe stânga sensului de mers către Constanța. Spre Constanța. IAS în faliment, lichidatorul a vândut bunurile, eu le-am achiziționat o societate care se cheamă Vitifam SRL, în totalitate bloc, toate averea care a avut-o fostul IAS. Respectiv, 150 de kilometri de desecări, o rețea hidrotehnică, fără de care nu poate fi exploatat terenul în zonă, 2200 de hectare de amenajări la irigat cu conducte îngropate cu stație proprie, 6 kilometri de drum, 10 sedii de fermă, blocuri de nefamiliști, piste de avion, etc. Tot ce avea fostul IAS. Cum era și firesc și cum era legislația din România, am solicitat Agenției Domeniului Statului concesionarea terenului prin atribuire directă. Teren aferent acestor mijloace fixe, să le spunem, acestor... Teren pe care erau desfășurate în întreaga suprafață activele toată despre infrastructura care vorbim. Sigur că am fost refuzat, terenul era promis unei alte societăți care era o societate mai protejată, să zicem. Mie îmi place să-i spun că era stelară, nu că ar fi fost protejată de oameni cu stele. Da, am înțeles. Așa? Și o societate aleasă există în lume. Așa. Cu toate că noi am făcut solicitările de la... Deși avea, practic, drept de preemțiune. Sigur că da, e legea. Pentru fără că... echivoc aici. Sigur. Așa.
Dacă am fost refuzat, am promovat o acțiune în instanță. În 2004 avem o hotărâre a Tribunalului București, care era executorie, care obligă ADS să ne concesioneze cele 8500 de hectare. În loc să ADS-ul s-o pună în executare, ADS-ul îi concesionează la o lună după această hotărâre, îi concesionează societății ANDES Internațional, societate care privatizase Pasteurul, despre care s-a vorbit mult în presă, așa, și unde se vorbește că statul a fost devalizat cu sute de milioane de euro. Deci i-a concesionat acestei societăți cele 8500 de hectare prin negociere directă. Cu ocazia concesionării, vreau să vă spun că i-au fost atribuite în obiectul de contractului de concesiune și bunurile în totalitate care noi le cumpărasem. Erau întabolate în numele nostru. Deci, practic, un atentat la proprietatea dumneavoastră. Au fost trecute în contractul de concesiune, mai mult ADS-ul, printr-o înțelegere care pot să o numesc ocultă, au acceptat un program de investiții asumat de firma respectivă, de concesionar, așa, de circa 3,5 milioane de euro, care consta în modernizarea activelor care noi le cumpărasem, irigații, desecări și așa mai departe. Care n-a fost niciodată finalizat, a fost mușamalizat contractul ăsta de investiții. Așa. Sigur, noi am avut încredere în justiție, am ajuns, după ce am trecut prin mai multe faze, așa, Curtea de Apel București în 2011, în al doilea ciclu procesual, menține hotărârea. După, eu ardelean fiind, mi-au trebuit 7 ani ca să-mi dau seama că trebuie să cerem punerea în executare, să am început să ne luminăm puțin. Și am pus-o în executare, am obligat ADS-ul la încheierea contractului de concesiune. Decizia nu era definitivă la Curtea de Apel, ea putea fi atacată cu recurs. ADS-ul ne-a făcut un contract de concesiune, fiind obligată de caracterul executoriu a hotărârii. Prin acel contract de concesiune încheiat în 2011, în luna mai, noi am acceptat o redevență mai mare în favoarea statului român față de contractul societății ANDES Internațional, mai mare cu 10 milioane de euro pe durata contractului. Avantaj statul român. În aceste condiții, ADS-ul n-a făcut recurs, noi n-am făcut recurs că eram mulțumiți că după atâtea procese și ani ne-am recuperat terenul. Dar nu e chiar așa. În România e altfel. Ne-am trezit cu recurs făcut de parchetul de pe lângă Curtea de Apel București. Fără ca parchet... Autosesizare sau cum? Nu, a fost sesizat de către societatea interesată care luase pământul, de către ANDES Internațional, care o societate care are culoare pe care să intre, inclusiv la parchet, așa s-a dovedit. Deci, pe baza unui memoriu făcut de ANDES Internațional, Curtea de Apel București a făcut un recurs. Și, sigur, singura motivație a recursului este următoarea. Măi, când toți îl fură în această perioadă pe statul român, de unde a venit fraierul ăsta de la Fetești să dea 10 milioane de euro în plus la un contract de concesiune? Și atunci, sigur, procurorii au decis să ne scoată din rând. Și să... De ce? Că plătează mai mult la stat. Exact. După un an și jumătate, a achiesat și ADS-ul printr-o adresă făcută noaptea la ora 10 către înalta curte, prin prezenta achiesăm la recursul făcut de parchet. Așa. Sigur, sunt o serie de nereguli aici, sau au fost o serie de nereguli în derularea acestui proces, dar, pe scurt, soluția la sfârșitul anului 2012 a fost că părțile se pun în situația anterioară semnării contractului nostru. Vreau să spun că plătisem redevența pentru anul 2011 1,5 milioane de euro,
ori noi n-am luat niciodată pământul. Și care a fost temeiul, totuși, de a trebui să vă pun în situația de dinaintea încheierii contractului cu dumneavoastră, pentru care trebuia să plătiți 10 milioane de euro rezidență? Care a fost motivația instanței sau a celui care a cerut recurs? Nu există o motivație. Sigur, așa sună. Părțile se pun în situația... Nu, întoarce executarea silită, pentru că a fost executat când atunci, ADS-ul când a făcut contractul de concesiune. Și pune părțile în situația anterioară, cu excepția unor zone de protecție la canalele de desecare și a 150 de hectare de teren arabil, pentru că noi la data când am solicitat terenul aveam și 1000 de oi. Nici astăzi n-am luat cele 10 milioane. Zonele de protecție și cele 150 de hectare. ADS-ul s-a opus în continuare. Vreau să vă spun că sunt deja o grămadă de ani în care noi n-am beneficiat de bunurile noastre. Am cumpărat bunurile la licitație cu acte autentice, am plătit 1 milion de euro, am plătit 1 milion de euro redevență, așa, la ADS, și niciodată n-am beneficiat de acest teren. Am pierdut banii, am trecut cu societatea printr-o insolvență. Cât teren valorificat sau exploatați, să spunem, în urmă, sau înainte să înceapă această tevatură, această cavalcadă de la un moment procese? Dat exploatam 17.000 de hectare de teren. Acum exploatăm 7. Ne l-au luat, l-au dat la diverse instituții, au ajuns la cei care ne-au reclamat, au ajuns la firmele stelare, majoritatea, deci bătaia mare terenurilor, a fost, sigur că da, să ne ia teren, pe pământ, pe sigur că da. Și iar noi care am lăsat 50 de ani de muncă în zonele astea, trebuie să plecăm noi ca să vină ei. Probabil că asta e mersul. Vă dau doar o cifră, mi s-a imputat nelegal pe alte societăți suma de 1,5 milioane de euro. Care a fost motivul? 1,5 milioane de euro? O invenție, o inovație a unora. Așa. Și sigur, dacă la judecarea contestațiilor participă diverse categorii și diverse instanțe, mai mult sau mai puțin obediente, sau dacă funcționează, la vremea aceea funcționa binomul foarte da. Bine. Și nu numai. Atunci se pot face abuzuri și a trebuit să îmi vând averea personală care am adunat-o în 20 de ani de muncă pe câmpuri. Ca să faceți față costurilor acestei tevaturi. Circa 1000 și ceva de hectare de teren. Am împrumutat societățile, am trecut prin insolvențe, faliment a unora dintre ele și încercăm să salvăm ce se mai poate, așa cum ați avut ocazia să-și observați și dumneavoastră. Și dacă n-au reușit economic să ne genuncheze, că am găsit soluții, am avut alte societăți care nu erau legate de stat, am încercat să supraviețuim, am trecut pe culturi bio ca să supraviețuim, că discutam de asta, atunci au ales multitudinea de plângeri penale și până la urmă atât eu cât și fata familiei noastre, fica mea, am fost trimis în judecată, condamnați la fond, suntem la curtea de apel, unde sperăm că așa, pe niște acuzații care au fost rezolvate tot de către DNA, e adevărat, de alți procurori, în timpul procesului. Eu am încredere mai departe în justiție și în mod sigur că oamenii vor cântări. Și eu sper ca lucrurile să se rezolve și eu am încredere în justiție și important e să fii sănătos, domnul Păinaru, să puteți duce mai departe ceea ce ați învățat și, și de unde ați căpătat atâta experiență. Sigur că da, cred că tăria de a face față problemelor vine de la acest concubinaj al meu cu pământul, cu plantele, cu exact. Activitatea zootehnică și mai ales la faptul că sunt ancorat adânc în pământ și nu sunt într-un ghiveci trecător, unde rădăcinile nu sunt suficient de profunde. Bine ancorate în... Da.
și privesc lucrurile cu optimism. Da, face parte până la urmă tot ce mi-ați povestit din istoria dumneavoastră ca om, din istoria familiei, a istoria societății, pe care, am înțeles bine, vreți să le așterneți în paginile unei cărți? Da, este deja în fază de manuscris gata și sper să am timpul și disponibilitatea ca cred să că finalizez. Ar fi foarte interesant pentru orice cititor să afle cam cum derulează lucrurile uneori în societate, inclusiv în rândul instituțiilor statului. Da, cred că trebuie să cum s-au derulat, pentru că lucrurile s-au schimbat între timp. Da. Privind implicarea anumitor instituții, privind poziția instanțelor care nu mai judecă pe bilețel și așa mai departe, este mai multă responsabilitate la instanțe, mai multă înțelepciune și rămân optimist. Ai milă, Doamne, de noi! Sunt strigătele disperate ale fermierilor. Se usucă grâul, dragii mei, după o iarnă fără ninsori, după o primăvară fără ploi. Mii de hectare din sudul țării cultivate cu cereale sunt complet arse pe arșiță. Până când și cei mai optimiști agricultori se tem de seceta extremă și de efectele devastatoare. Ce ne facem? Toate județele din Moldova și din sudul țării sunt afectate de secetă, iar majoritatea culturilor semănate în toamnă pe aproape 3 milioane de hectare sunt compromise. Având în vedere această situație, Ministerul Agriculturii dorește să vină în sprijinul fermierilor cu despăgubiri. Pentru cei care, din nefericire, nu sunt în suprafețele irigabile și cei care sunt afectați foarte grav de această secetă pedologică, puternică și extremă, nemai întâlnită în ultimii ani, am dat acel ordin comun cu Ministerul Afacerilor Interne, prin care comisiile județene, comisiile locale pentru situații de urgență se consemneze toate pagubele produse de secetă, astfel încât să îi despăgubim. Și vreau să reamintesc, vor fi despăgubiți pentru prima dată în ultimii 10 ani. Nu au mai fost despăgubiți de 10 ani pentru aceste pagube produse de către secetă. Șeful MEADR a precizat că, în primul rând, se va monitoriza dimensiunea pagubelor, care sunt cheltuielile medii pe fiecare fermier și pierderea înregistrată. Ulterior, se va găsi o formulă cât mai corectă și mai simplă. Nu în ultimul rând, ministrul susține că trebuie gândit un nou program, o schemă de stat prin care să fie ajutați fermierii, cei care nu au făcut investiții din resurse proprii, să cumpere echipamente de irigat. Echipele sunt în teren, acolo unde fermierii ne anunță, vom merge, vom consemna pagubele și o să îi despăgubim. Unii dintre fermieri doresc să fie consemnate pagubele produse de secetă acum, pentru că doresc să reîntoarcă culturile, alții au spus că doresc spre sfârșitul lunii mai sau înainte de recoltă, în așa fel încât imaginea pagubelor respective produse de secetă să fie cât mai reală. Și noi dorim ca să îi despăgubim în mod real și să nu facem discriminări sau nedreptăți pentru acești fermieri care oricum au și alte probleme datorate crizei. Seceta pedologică moderată, puternică și extremă se va registra în Dobrogea, pe suprafețe agricole extinse din Moldova și Muntenia, local în estul, centrul și sud-vestul Transilvaniei, iar izolat în nord-vestul Banatului și estul Olteniei. Potrivit ANM, din punct de vedere agrometeorologic, în cultura grâului de toamnă, pe adâncimea de sol 0-100 cm, se vor înregistra deficite de umiditate în Moldova, Dobrogea, Banat și Crișana, în cea mai mare parte a Munteniei, Olteniei și Transilvaniei. Rezerva de apă din sol se va situa în limitele satisfăcătoare, izolat în nordul Maramureșului, nord-vestul Munteniei, nordul Transilvaniei și al Olteniei. Conținutul de umiditate din sol în stratul 0-20 cm se va încadra în limitele scăzute și deosebit de scăzute în majoritatea zonelor de cultură, până la începutul lunii mai, estimează specialiștii. Într-o lume atât de aglomerată, bacteriile ne amenință la tot pasul. Când bacteriile sunt rezistente la antibiotice, suferința este a ta, dar și a celor din jur.
În lupta împotriva rezistenței la antibiotice a apărut ImmunoInstant. ImmunoInstant acționează specific asupra microorganismelor rezistente la antibiotice. ImmunoInstant, o speranță pentru fiecare. Nou de la Romvac. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele. Apicultori, fiți atenți! Materialul următor este pentru dumneavoastră. Specialiștii Romvac au pregătit un ghid foarte detaliat, care sigur vă este folositor. Romvacul este o companie completă, atât în ceea ce privește produsele, dar mai ales sfaturile. Ați scos pe piață un ghid practic de creștere și îngrijire a albinelor. Ce cuprinde acest ghid? Acest ghid cuprinde mai multe subcapitole. Primul capitol se referă la lucrările efectuate în stupină în fiecare lună de către stupari. Anul apicol la stupari se știe că începe în august, odată cu extracția ultimei cantități de miere, și începând cu luna august sunt detaliate activitățile apicole efectuate pe fiecare lună. Următorul capitol se adresează bolilor albinelor. Și aici avem bolile necontagioase și bolile contagioase. La bolile contagioase sunt câteva boli, cum este boala de mai, puietul răcit. Sunt boli care, în general, sunt cauzate de activități necorespunzătoare ale apicultorilor sau condițiilor necorespunzătoare existente în perioada respectivă. Bolile contagioase se împart în boli bacteriene, boli virale, boli micotice și, de asemenea, bolile parazitare, endoparazitoze și ectoparazitoze. Vorbiți în termeni foarte tehnici, dar aș vrea să numim câteva dintre aceste boli cu care apicultorii se confruntă și ce recomandare aveți dumneavoastră pentru ele? În această perioadă este timpul propice în care apicultorii pot să se pregătească din punct de vedere informativ. Ei trebuie să cunoască cât mai bine bolile, trebuie să cunoască cât mai bine tratamentele care trebuie făcute. În general, ei știu. De pildă, în perioada după ultimul tratament, cum spuneam, în perioada din august, trebuie să facă tratamente de varoză. Este o boală, e una dintre cele mai importante boli ale albinelor și trebuie făcute tratamente preventive și tratamente de diagnosticare a bolii. Ce conțin aceste tratamente sau ce pot conține? Romvacul are un produs, se numește Varostop, conține flumetrină și prezintă niște benzi care se introduc între rame și se mențin o perioadă aproximativ 35 de zile. Trebuie specificat că acest produs se aplică în stup în perioadele în care există o cantitate mică de puiet. Adică imediat după ce s-a recoltat și nu a apucat matca să ponteze și să depună, și primăvara, când există tot o cantitate mică de puiet de primăvară. Se menține până la 35 de zile. Cu acest produs se poate face și o diagnosticare a bolii. Asta ce înseamnă? Se introduc două benzi între rame. La baza stupului se pune o coală de hârtie și după 24-48 de ore se recoltează hârtia și se observă prezența carienilor. Dacă sunt prezenți, înseamnă că stupina este infestată și se stabilește. Atunci trebuie să înceapă tratamentul cu Varostop efectiv, în funcție de puterea familiei de albine. Dacă puterea este mică, se introduc două benzi, dacă puterea este mare, se introduc patru benzi. Se introduc în treimea superioară, zona centrală a ramelor. Văd aici și anumite boli despre care și apicultorii ne-au mai spus, loc american, loc european. Da. Ce sunt aceste boli? Sunt două boli bacteriene. Loca americană este foarte importantă pentru că este produsă de un bacil care sporulează. Forma sporulată a bacteriei este foarte rezistentă și din această cauză rezultatele tratamentului sunt foarte, foarte, foarte grele. Atunci când apare boala, se aplică un procedeu, adică albinele se introduc într-un loc răcoros și se lasă câteva zile ca să se consumă cantitatea de miere și după această perioadă se începe tratamentul cu antibiotice, oxitetraciclină, dar trebuie făcut în tot stupul. Loca europeană este mai ușor de tratat pentru că germenii care sunt implicați nu sporulează.
și din această cauză este, eficacitatea tratamentului este mai bună. Diferența între loca americană și loca europeană este că larvele afectate, larvele de astea sunt filante în loca americană, iar în loca europeană devin uscate, sunt casante. Deci se poate identifica se ușor poate și identifica boala. Da, nu ușor, dar există un criteriu, adică nu, trebuie să ai... Nu pot fi confundate, asta vreau să spun, de fapt. Confundate, exact, exact. Și trebuie efectuat tratamentul după identificare bolii. În principiu, e un diagnostic corect, se pune numai după trimiterea de probe de albine la un laborator și se face identificarea speciilor bacteriene și urma de tratament. În aceste boli virale, un ajutor de nădejde este produsul Capivirol. Este un produs care crește rezistența albinelor și față de infecțiile virale. Deci aplicarea lui în familiile de albine reduce prezența germenilor, în același timp crește coeziunea familiei de albine, întărind familia și crescând vitalitatea. În acest fel, apariția bolii este mult diminuată. Deci, produsul se poate aplica atât preventiv, dar și în momentul în care a apărut boala. Ce conține acest produs și cum se aplică? Conține tinctură de propolis, conține o amină quaternară și, de asemenea, maltol. Se poate administra prin aspersare pe rame, iar în momentul în care albina se curăță, gurgitează și produsul. În acest fel se asigură o administrare eficientă și rapidă și acțiunea este de durată. Produsul se poate administra și în alte perioade, de pildă în perioada iernii, se poate de iarnare, se poate administra pe turtele proteice, în cantitate de 150-250 de mililitri. Se introduce fie în siropuri, fie în turtele proteice și se consumă albinele în perioada de hrănire. Imediat după perioada de iernare, la ce ar trebui să fie atenți apicultorii? După perioada iernare, trebuie să aștepte primele zboruri ale albinelor. Sunt așa numitele zboruri de curățire, pentru că în perioada de iarnă nu se recomandă examinarea prin desfacerea stupului, ci sigur, doar prin ascultare. Stupului, atunci avem posibilitatea, în momentul în care s-a încălzit, să examinăm albinele. Se pot observa atunci urme diareice lăsate dacă au avut probleme sau albine care încep să fie eliminate, albinele moarte, examinăm albinele moarte cum arată. De asemenea, se poate, dacă s-a încălzit destul de mult, se poate deschide stupul și vedem urme de varoa sau de boli micotice. Sunt două boli importante. Este puietul varos și puietul pietrificat. Puietul pietrificat e produs de Aspergillus. Sunt două specii micotice foarte importante, Aspergillus flavus și Aspergillus niger. În funcție de ce specie micotică a afectat familia de albine, dacă este Aspergillus niger, apare culoarea neagră, dacă este Aspergillus flavus, apare culoarea verde. Și atunci se iau și deciziile în funcție de tratament? Da, în cazul acestei boli folosesc produse speciale, pentru că sunt foarte rezistente. Folosește micodinul, dar se poate folosi și apivirolul în acest, pentru că el reușește să crească rezistența și în felul acesta, în momentul în care familia de albine iese la cules, începe să se curețe și să elimine albinele afectate. O altă problemă de boală mai sunt endoparazitozele, așa numită anosemoză. Este un endoparazit monocelular. Este un parazit care profită de condițiile necorespunzătoare din stup. Adică în perioada iernii, fie roiul, familia are un număr foarte redus și în felul ăsta acesta nu-și realizează temperatura și în aceste condiții, ca să-și realizeze temperatura de 37 de grade Celsius în roi, albine trebuie să consume o cantitate mare de miere. Consumând o cantitate mare de miere, se favorizează și dezvoltarea acestui parazit. Prin dezvoltare se produce enterită și încep să moară sau li se reduce perioada de viață. În perioada primăvară, ele nu ajung să facă puiet, că puietul este cel care depune și atunci
stupina se depopulează singură. Mor albinele de peste iarnă și nu mai apucă să facă puiet. Și ne pomenim că avem stupul gol. Și ce ar trebui făcut pentru a evita acest lucru? Da. Trebuie făcute familii puternice, deci dacă o familie este mică, se asociază mai multe familii. De asemenea, se izolează foarte bine stupii, pentru că atunci când vine iarna, vântul, curenții de aer, să nu determine albinele să consume foarte mult. Și trebuie să fim foarte atenți la așa numitele zboruri de curățare, adică stuparul trebuie să profite de fiecare perioadă mai călduroasă, astfel încât albinele să identifice și problemele din să le permite lor să curețe. Adică ele, dacă a apărut o perioadă călduroasă, ele ies afară și elimină dejecțiile. În felul acesta se reduce apariția nosemozei. Acest ghid poate fi la îndemâna oricărui agricultor, de unde îl pot achiziționa? Îl pot achiziționa de la sediul Romvac, de la farmacia Romvac și la toate depozitele Romvac din țară. Bănuiesc că a fost o muncă de cercetare destul de amplă pentru realizarea lui. Da, a durat destul de mult până l-am realizat. Trebuie menționat că cei care cumpără produsul Abivirol să știe că numai produsele care au hologramă sunt produse originale. Pentru că alte produse care nu au marca cu hologramă aceasta, nu sunt produse contrafăcute și riscă să aibă probleme la tratament. Nu doar că nu vor fi eficace, ci vor face și rău. Și rău, exact. Mulțumim pentru detalii, sunt convinsă că apicultorii vor aprecia toate sfaturile dumneavoastră și cine știe, poate pe viitor veți scoate și alte ghiduri și pentru alte specii de animale. Cum să nu, cu plăcere! Continuăm și în emisiunea aceasta lecția deschisă de apicultură, susținută de profesor dr. Inginer Adrian Siceanu, de la Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Apicultură București. Mergem așadar din nou în stupină pentru a înțelege mecanismele de funcționare a instalației care scapă agricultorii de o mare problemă, și anume parazitul varroa. Dificultatea tratamentelor până la acest tratament direct pe puiet, de întreruperea ciclului reproductiv, constat în faptul că acest căpăcel este și protecția parazitului, pentru că puține și foarte sporadic substanțele de tratament, în special cele volatile, pot să pătrundă și să aibă și un anumit efect în celule. De aceea se tratează prin metodele clasice albina și nu puietul. Noi am mers la fondul problemei, la tumoră, cum s-ar zice, eradicăm ceea ce este în puietul căpăcit și ceea ce e pe albină este mult mai ușor de tratat prin procedee clasice. O să facem o demonstrație. Îndepărtăm albinele. Și trecem cu fagurele peste instalație. Operațiunea este foarte simplă, se presează, se trece, nu există niciun risc, se poate da fără probleme, chiar dacă în celulele respective există intercalat printre ele puiet larvar, se observă luciul substanței aplicate. Ea se va evapora în următoarele 10 minute, ceea ce este pe exterior, ceea ce a reușit să pătrundă și e suficient cât a reușit în acest caz, va asigura moartea în funcție de concentrația care o folosim în formula noastră până la 100% a paraziților. Deci operațiunea este simplă, față de periere, o să facem și o demonstrație cu periere, se observă, produsul a fost... Se observă luciul produsului. În acest stadiu introducem fagurii într-o lădiță de transport. Aici avem mult puiet larvar și puiet de trântor. Facem operațiunea insistând pe puietul de trântor. Dacă vrem să testăm
nivelul de infestare a familiilor de albine cu varoa nu trebuie încercat în primăvara în puietul de lucrătoare, ci în puietul de trântor. Probabilitatea este mult mai mare să găsim acolo puietul respectiv. Trecem, facem tratamentul, trecem, insistăm pe puietul de trântor. S-a obținut efectul, este foarte bine întinsă. Practic nu trebuie să ținem cont de faptul că există larvar, miere sau păstură în celulele intercalat cu puietul căpăcit, pentru că nu se întâmplă nimica. Instalația asigură depunerea produsului numai pe suprafață, se observă, și introducem fagurii pentru 10 minute într-o cutie de transport. O să facem și o demonstrație cu metoda de pensulare. Deci avem mult larvar aici, puietul căpăcit, păstură, și aici mult larvar, aceeași situație. O să vă demonstrăm și tratamentul efectuat prin pensulare. E bine să folosim pentru un randament mai bun o pensulă mai lată și efectiv dăm pe suprafața respectivă. Produsul este iritant, de aceea este obligatorie, este obligatoriu să purtăm tot ceea ce înseamnă protecție, mască de protecție, mănuși, și să avem lângă noi o găleată cu apă, ca în cazul în care venim în contact cu produsul, ne spălăm imediat, este cel mai bun remediu într-o astfel de situație. Dăm cu încredere, nu se întâmplă nimic, nu are cum să ajungă produsul pe puietul larvar care există în celulele respective, nu are niciun efect asupra acestuia. Își face efectul strict în puietul căpăcit asupra parazitului varoa. Observați, dăm cu încredere, imaginați-vă că vopsiți un cor de stup. Sunt nevoit să lucrez fără mască, pentru că altfel nu aș putea înregistra. Dar niciodată nu procedez așa, întotdeauna folosesc mască cu filtre pentru acizi organici volatili. Se observă, tratamentul a fost efectuat și prin periere, deci metoda este foarte simplă. Am recomandat altădată să scuturăm eventual, deși nu e foarte important, eventualele picături care s-ar prinde pe marginile celulelor. Deci asta este, în asta constă tratamentul. Să vedem dacă mai avem ceva aici. Deci e bine să facem primăvara, de vreme când avem foarte puțin puiet căpăcit în familia de albine, și când facem oricum o operațiune, un control, o strâmtorare sau lărgire de cuib. Tăind ciclul reproductiv primăvara, de vreme, practic parazitul, chiar dacă se reinfestează, nu mai are timp să dezvolte o populație suficient de mare care să afecteze în timpul sezonului familia de albine. Deci nu se întâmplă nimic, că insistăm. Întrebările frecvente se leagă de cât timp poți să lași fagurii cu puiet afară. Când am spus 10 minute pentru a se elimina acest excedent de substanțe de tratament, unii sau 20 de minute, unii apicultori au avut impresia că ar putea să afecteze
puietul, căpăcit sau necăpăcit. Nu se întâmplă nimic. Din cercetările noastre, sunt situații în care în experimente lăsăm fagurii cu puiet căpăcit afară la temperatura de 20-25 de grade, 10 ore. Chiar au fost situații când au rămas 24 de ore în afara stupului. I-am reintrodus în familia de albine a doua zi, de exemplu. Nu s-a întâmplat nimic cu puietul căpăcit. Îi se reduce puțin ritmul de dezvoltare, practic. Nu va ecloziona fagurile respectiv la 21 zi, mai durează 5-10 ore, cu cât a încetinit temperatura mai scăzută, ritmul de dezvoltare. Larvarul, indiferent de vârstă și ouăle, în cazul experimentelor noastre, sunt situații când stă câteva ore chiar în laborator afară, după care reintroducem fagurii în familia de albine și albinele reiau creșterea acestui puiet. Practic, nu sunt riscuri pentru puiet. Riscurile sunt pentru albine. De aceea, chiar dacă putem și avem situații în care introducem direct fagurii tratați în familia de albine cu precauția de a scutura toată albina de pe faguri, pe fund, astfel încât, datorită efectului repelent, ea să nu revină decât după ce s-a evaporat excedentul, dar pentru a nu are rost să supunem albina unui astfel de stres sau să riscăm să omorâm matca. Și de aceea este bine, ca regulă generală, să introducem pentru 10 minute fagurii tratați într-o cutie bine ventilată, după care continuăm, facem operațiunea la al doilea stup, la al treilea stup și revenim la familia respectivă când după 10-15 minute și reintroducem fagurii în cuibul familiei. Al doilea moment important când ar fi bine să facem această operațiune este la momentul începerii creșterii albinei de iernare, respectiv în luna iulie, sfârșit de lună iulie, pentru că atunci se reduce din nou suprafața de puiet, deja sunt foarte mulți paraziți și va fi afectată. De fapt, pierderile mari de familii de albine se înregistrează către sfârșitul verii, începutul toamnei și iarna, datorită faptului că atunci se comasează, se concentrează. Populația de paraziți crește, populația de albine se reduce și în felul acesta și puietul mai redus este supra-parazitat și generează acele pierderi foarte mari de albină și foarte important este să ținem cont de faptul că acest parazit varoa destructor este vectorul principalelor viroze ale albinilor. Este vorba de virusul aripilor deformate, virusul paraliziei acute, virusul israelian al paraliziei acute, care fac ravagii. Dacă nu ar exista parazitul varoa, aceste viroze nu s-ar manifesta. Ele sunt condiționate, sunt efectiv transmise prin sistemul lor de hrănire. Pentru că parazitul varoa perforează cuticula între inelele abdominale la albine și mențin un orificiu deschis. Acolo ele secretă o substanță care fac o predigestie. Adică în puietul respectiv, în orificiul respectiv menținut deschis, transformă practic țesutul, corpul gras într-un cocktail pe care îl sug pe urmă. Același lucru fac și pe puiet. Fac un orificiu prin care se hrănesc toți indivizii în creștere. Acel orificiu este ținut deschis, aceea este o poartă de intrare pentru virusuri și există și niște virusuri care sunt specifice parazitului varoa, care sunt transmise și practic la o anumită încărcătură de particule virale, deja se produce și transmiterea între albine a acestor particule virale și se ajunge la acele viroze în masă, pentru că toți suntem o perioadă în care discutăm de viroze, ei, tot mai prin contactul social la albine, pentru că albinele, după cum vedeți, sunt foarte, foarte
multe pe unitatea de suprafață, prin frecare se creează mici leziuni și la o anumită încărcătură virală se produce o transmitere foarte, foarte puternică a acestor viroze de la un anumit nivel. E atât de important să tratăm aceste albine înainte de intrarea în iarnă, pentru că ultimele cercetări arată chiar și 3% paraziți într-o familie de albine care intră în iarnă pot să genereze în sezonul următor pierderi mari, scăderea potențialului productiv și pierderi foarte mari. În însorita Dobroge, pe malurile privilegiate ale Dunării, se află viile domeniului Ostrov. Aici, podgorile sunt îngrijite cu pricepere, iar din struguri mângâiați de soare se produc cele mai bune vinuri. Albe, roșii sau roze, vinurile noastre încântă până și gusturile celor mai fini degustători. Domeniile Ostrov, din Dobrogea cu pasiune. În comuna Păulești, satul Găgeni din județul Prahova, l-am vizitat și pe Iulian Nițoiu, un tânăr care are o fermă mixtă de vaci și de oi. Când sunt programați primii viței și cu cât a vândut miei în perioada sărbătorilor pascale, aflăm chiar de la el. Satul Găgeni din județul Prahova, ne-am oprit și la un crescător de vaci și de oi, domnul Iulian Nițoiu. Bine v-am găsit! Bine ați venit! Ne aflăm într-un adăpost de vaci. Puteți să ne spuneți când a început întreaga aventură și ce rasă de vaci aveți în prezent? Deci cam acum aproximativ 12 ani am început de la două vaci și 14 oi. Și ușor, ușor le-am înmulțit. Una dintre vaci a fost de la bunicii mei și tot așa le-am înmulțit, până am ajuns la un efectiv aproape de 30. Este o moștenire de familie, da? Da, să zicem așa. Da, și rasă de vaci bălțată românească alb cu negru și bălțată românească și un red Holstein. Ce caracteristici au aceste rase? Caracteristici sunt cele bălțate, vă spun, bălțata alb cu negru, sunt foarte bune de lapte, adică așa le consider eu, cu un media de lapte 25, 35, chiar și 40 unele. O producție bună. Bună. Bălțata românească, așa, rasă autohtonă, cum s-ar spune, o rasă la o medie de 25, tot așa, 35, deci... Sunteți mulțumit de ele? Da, da. Mi-am tot selectat și mi-am ales ce e bun, am oprit. De producția de lapte, unde o distribuiți? Sau produsele lactate? Deci producția de lapte, marea parte a producției am abonați. De care o mică parte din lapte fac brânză, telemea. Construit aici un adăpost nou pentru ele? Da, da, de cât timp? Aproximativ 3 ani. 3 ani. Ce condiții au aici? Eu cred că destul de bune, adică eu am fost și plecat pe afară și m-am orientat și afară, le-am cu adăpători, cu mai urmează să le pun racleți pentru scos bălegarul afară. Investiția este proprie, da? Da, investiție proprie. Nimic, adică fonduri sau... Nu, nu. Am vrut de fapt și trecusem de vârstă, acum am înțeles că era vârsta prea mare, nu mai e necesar acum să mai fac, că asta e, acum facem de... În acest moment, văcutele sunt la pauza de masă. Ce nu hrană le dați dumneavoastră? Deci, dimineața o porție de tăiței de sfeclă, și
o tărâță de grâu, după care le dă lucernă, la 12 iarăși porție, și le dă lucerna, o dă afară și seara iarăși fân, după ce dă lucerna fân, iarăși porție. Ne puteți spune dacă aveți terenuri sau pășune pentru a sprijini oarecum să nu achiziționați tot timpul nutrienți pentru ele? Da, avem pășune. Ne-am format aici cu sprijinul primăriei, ne-am format o asociație de crescători din toată comuna și avem izlazurile împărțite pentru fiecare, adică este în asociație, dar pășunăm cu animalele. Deci o avem cât de cât sursa pentru ele timp de vară asigurată, cum s-ar zice. Ne puteți spune cum se numește asociația și cum vine practic în ajutorul dumneavoastră? Asociația Crescătorilor de Animale din Comuna Păulești. Exact așa se numește. Deci luăm subvențiile care sunt pentru pășune și da, acolo ne cum să vă spun? Repartizează sau? Da, pentru fiecare pășune în parte sau și ne hrănim fiecare cu, adică trebuie să și curățenie și toate cele și mai facem și câte alte care este necesar pentru izlaz. Care... Vorbeați despre curățenie, aveți și angajați în fermă, da? Muncitori? Da, da, da. Am doi băieți, i-am de, un băiat l-am de vreo 2 ani de zile, celălalt a mai fost la mine, a plecat, a revenit înapoi. Este forță de muncă, să înțeleg. Cât e perioadă când este, e perioadă când cauți. Când, când aveți primi viței? În ce perioadă? Deci eu mi-am format în așa fel să înfete perioada de toamnă, să am lactația vacilor timp de iarnă, că atunci este laptele mai ridicat și da, aia. Viței, deci, din octombrie până în decembrie, aproximativ. Vă mai gândiți să mai achiziționați câteva exemplare? Da, aș dori să mai achiziționez niște... Poate altă rasă? Nu rasă, nu. Tot aceeași rasă, dar pură, de fapt, cu pedigree, cu... Da, aș... Dar momentan ne mai hrănim cu ce avem, cum s-ar spune. Și o să mergem și la oi, da? Să vedem situația din fermă și a meilor. Da, cum să nu. Domnul Iulian, am ajuns și la oi. Ce rase aveți și câte exemplare? Exemplare am 180 aproximativ și rasa predomină țigaia. Am avut țurcană, am desfințat-o, mai am câteva exemplare, să zic 10 exemplare dacă mai sunt, și țigaie, deoarece vreau să le bag la o subvenție mai mare față de ce este pentru subvenția normală, cum s-ar. Este subvenția normală și la cât aspirați, să zicem așa? Păi cea normală la 20 de lei, 20 și ceva de lei. La ce rase se dă? Cea normală la absolut toate oile. Pe rase, dacă o accesez CSZ-ul, cum ni se spune, va fi în jur de 1 milion. Aproximativ 1 milion de ani de oaie. Și am zis să achiziționez 5 berbeci de rasă. Ce caracteristici au aceștia? Sunt mai mari, mai țigaia de fapt e o rasă mixtă, lapte, carne. Și mielul de paște, că asta este așa mai greu față de țurcană. Țurcana este un animal fălos, dar e mai mielul mai afânat, mai bună de lapte, nu așa. Ce producție au? Producția medie nu le-am făcut, cu aproximație la 200 și ceva de grame până 200, până la kil, să zic, aproximativ de animal.
Eu fiind și în altă țară am fost, acolo tot așa unde am fost eu, aveau tot o rasă de oi, deci n-am văzut așa ceva la noi. Deci măsuratele că erau la, tot așa la un control, am văzut oaie și cu 4 litri de lapte la mulsoare. Deci n-am, deci am, ziceam să achiziționez așa ceva. Dar sunt mai pretențioase, sunt foarte pretențioase. Nu au voie să stea când plouă afară să mănânce umed, nu, sunt mai pretențioase ele. Acestea se pretează pentru zona dumneavoastră, da? Da, țigaia, da, și țurcana, dar nu, da, și din cauza, am schimbat un pic rasa, la câmp țurcana nu prea, în zonă de deal, munte, de fapt mai mult munte este țurcana bună, nu au mai fost la munte și nu mai erau cu, și da, am, ușor, ușor am început să am țigaie, să-mi schimb rasa. Legat de prețul mielului, aveți și miei, o să mergem în continuare să îi vedem. Când au început fătările și câți miei aveți și dacă s-au finalizat? Deci fătările au început în luna februarie, sfârșitul lui ianuarie, începutul lui februarie și mai am câteva oițe, vreo 10 să zicem așa, care mai sunt încă de fătat. Și un număr de 130 de miei până la ora actuală. Câte săptămâni are acest miel și câte kilograme? Aproximativ o săptămână jumate și are în jur de 3-4 kilograme. La ce preț o să vindeți anul acesta miei? Sau i-ați vândut o parte dintre ei? Sunt dați la 20-22. Viu în carcas? În carcas, în carcas. Pentru vremurile care sunt, este un preț bun. Bun. Va afecta pandemia aceasta de COVID? Nu, pe mine nu. De ce să, nu știu, în alte părți, alte zone, dar la mine nu. Nu s-a... Distribuția se face în fermă, vin oamenii și... Nu. Distribuția o fac eu. În zonă? Da, în zonă. În zonă. Care e greutatea, să zicem, optimă pentru care optează cumpărătorul? Am cumpărători între, deci marea majoritate cer peste 15 kg, 15-20 carcasă, am și care cer 10-12 kg. Câte fătări mai aveți? Mai am 10 oi de fătat, cu aproximație și... S-a încheiat anul acesta, da? S-a încheiat anul acesta, da. Un an bun. Bun, să zic eu, da. Foarte bun pentru mine, din punctul meu de vedere. Nu știu, în privința altor fermieri, dar în punctul meu de vedere, este bine. Clienții sunt an de an care îi avem și sunt, dacă nu erau mulțumiți. Mulțumiți, da? Exact, nu veneau. Ceaiurile fac parte din rutina de zi cu zi a multora dintre noi. Unii s-au gândit și mai departe și chiar au pus bazele unei afaceri în acest domeniu. Un exemplu îl avem pregătit și vi-l oferim imediat. Ceaiul ne face fericiți, spunea Regina Maria. Dacă alte popoare au o întreagă cultură a ceaiului, chiar și ceremonii specifice, și acesta devenind în timp cea mai consumată băutură după apă, la noi ceaiul este privit cel mai adesea ca un leac. Plantele medicinale au un rol esențial în prepararea ceaiului, iar consumatorii trebuie să se informeze cu privire la amestecul de plante pe care îl aleg. În acest sens, o familie din Bihor se ocupă de comercializarea ceaiurilor, deci de sănătatea românilor, de aproximativ 25 de ani. Nu oferă doar ceaiuri simple, ci rețete complexe care ajută la prevenirea sau tratarea anumitor boli și afecțiuni. Ambalăm, culegem plante din flora spontană, facem ceaiuri, extracte hidroalcoolice, tincturi, creme naturale din plante. Știu că nu este o treabă tocmai ușoară să știți rețetele, cum să combinați plantele între ele. Spuneți-ne, vă rog, de unde ați început cu această idee și care au fost primele produse. Da, la noi este tradiție
socrul meu s-a ocupat 25 de ani au vândut ceaiuri și primele produse au fost ceaiuri. După aia tinturile, cremele. Văd că aveți aici mai multe și pentru ceai gastric, văd, da? Spuneți-ne câteva dintre produsele pe care le aveți la vânzare. Ceai gastric, care merge foarte bine, diabetul. Din ce este compus? Din afin frunze, dud, nuc, frasin, păpădie, salvie. Combinație din mai multe plante. Și aveți aici și foarte multe tincturi. Pentru ce anume? Le faceți și în funcție de ce vă cer cei care vă vizitează pentru anumite afecțiuni? Le facem și în funcție de ce ne cer și la fiecare ceai avem tinctură pentru fiecare afecțiune. Spuneți-ne care ar fi cele mai achiziționate produse de la dumneavoastră. Ceaiul bilhepat. Majoritatea acum au probleme cu ficatul, la ce se mănâncă acum în ziua de azi, deci nu se prea consumă sănătos. Ceaiul de diabet, ceaiul gastric, respiratorii, imunitarul în perioada asta. Iar tincturile? Și tincturile, tot așa, la fiecare. La gastric avem tinctura de obligeană, la bilhepat tinctura de ghințură, care este foarte căutată. La respiratorii avem tinctură bronhopulmonară, la imunitate avem bitterul foarte bun, avem sirop de cătină cu măceșe. Și în funcție de fiecare afecțiune se dă, consumă o anumită cantitate, nu? Da, o sticlă de tinctură și cu ceaiul, la fiecare cană cu ceai se pune linguriță de tinctură. Și aveți și niște creme. Da, avem creme pentru diferite afecțiuni, pentru dureri reumatice, avem creme pentru eczeme, pentru răni, pentru față. Cei care cumpără pentru prima oară, să spunem, produsele dintr-un târg, unde vă găsesc apoi să continue tratamentul? Păi ne găsesc prin plafare, avem site, telefonic. Deci trimiteți și în țară prin curier? Prin curier, da, și prin poștă. Fertitel, îngrășământ foliar concentrat. Fertitel, în rețeaua magazinelor Glisando. Și acum am să vă spun o poveste, care începe cu a fost odată un horticultor care s-a specializat aici în țară, în domeniu, a mers în străinătate, a lucrat, s-a întors aici să-și deschidă o afacere. Și am încălecat pe așa și o să aflăm împreună povestea așa. De unde ești și cum te numești? Mă numesc Vasile Nicolae și sunt din Râmnicu Vâlcea, am o fermă în comuna Copăceni din județul Vâlcea. Ce specii? Arbuși fructiferi, mur, coacăz și căpșun. Și ce suprafață? Avem în prezent 11 hectare. Ce te-a determinat să pleci pe asemenea specii? Am făcut facultatea de horticultură în Craiova și în timpul facultății am lucrat în Anglia vara. Am avut un drag foarte mare de agricultură și după ce am terminat facultatea am avut șansa să lucrez pentru un belgian și am căpătat foarte multă experiență în domeniu și am hotărât să încep o afacere în propria afacere. Da, cu arbuși fructiferi, pentru că au o căutare mai mare în comparație cu mărul, părul, care unde e nevoie de o investiție mai mare. Discutam mai devreme cu un pomicultor care cultivă, produce material sădător, dar și cultivă nucifere. Te-ar interesa, pentru că este totuși un produs mai puțin perisabil. Am înțeles că există desfacere foarte bună. Cum ar fi comparativ cu ceea ce faci acum? Din punctul de vedere al producătorului de material sădător, vă dați seama, el trebuie să-și vândă marfa, dar la nivel mondial este o supraproducție deja la nuci. Sunt în America, deja sunt suprafețe enorm de mari și s-a ajuns la o supraproducție. În Europa nu, încă nu. Dar în Vâlcea, știți, este stațiunea pomicolă Vâlcea, care produce material săditor, produce nuc altoit și... Și gioagiu? Da, exact, și gioagiu. În zonă nu sunt plantații de nuc, nu. Din punctul meu de vedere, nucul intră un pic mai târziu în producție și alunul la fel. Și îți trebuie o anumită gamă de utilaje pentru și un depozit special pentru nucifere. Spune-mi, plantațiile care le-ai realizat cu arbuștii fructiferi de care mi-ai vorbit, cu ce fonduri
resurse proprii sau ai accesat un program din ăsta european despre care se vorbește atât de mult și de frumos? Nu, cu fonduri proprii, pentru că arbuștii fructiferi se mulțesc ușor dacă știi tehnologia și te întrețin ușor. Fonduri proprii. Dar pentru viitor, pentru că, iată, începe noul exercițiu financiar 2021-2027, te-ar interesa să te extinzi, pentru că zona despre care vorbești a fost consacrată în bună parte pomiculturii. Nu știu cât mai este acum, dar din informațiile pe care le-am, foarte multe livezi bătrâni au dispărut. Cu siguranță o să încercăm să depunem proiecte în prima și în a doua sesiune din 2021, să sperăm că o să se lanseze în 2021 și mai ales pe spații protejate. Vrem să plantăm în cultură hidroponică, pentru că, vedeți, schimbările climatice se intensifică. Și foarte adevărat, așa este. Da, și nu putem să stăm la mâna naturii și trebuie să plantăm în spații protejate. Deci asta este intenția ta de viitor, nu? Așa ți-ai propus ca horticultor. Cu siguranță o să se implementeze chestiile astea, da. Ce să zic, succes! Să dea Domnul când vin în zonă să găsesc așa vreo 100 de hectare de arbuști și alte specii, nu neapărat arbuști fructiferi, și alte specii, așa cum spui, bine întreținute, bine conduse și protejate. Cu siguranță, vă așteptăm pe la noi! Spre deosebire de alte plante medicinale, menta este utilizată pe lângă industria alimentară și în fabricarea de produse pentru îngrijirea personală, astfel că nivelul cererii pe piață este întotdeauna foarte ridicat. În clipele ce urmează vă prezentăm câteva informații utile pentru a vă lansa într-o afacere cu mentă. Pentru cultura mentei, bune premergătoare sunt leguminoasele pentru boabe, cerealele de toamnă, culturile prășitoare și plantele legumicole timpurii. Nu sunt indicate culturile perene de graminee și porumbul pentru boabe. Când vine vorba de lucrările solului, arătura trebuie făcută la 28-30 de centimetri. Pregătirea terenului pentru plantat se realizează prin trecerea cu grapa cu discuri în agregat, cu grapa cu colți reclabili și cu bara nivelatoare la o adâncime de 15-18 centimetri prin două treceri succesive. Pentru obținerea unor recolte mari de mentă, este absolut necesar să se execute plantatul în toamnă și numai în cazuri excepționale primăvara foarte devreme. Perioada optimă se stabilește în funcție de umiditatea solului, în general în luna octombrie. Solonii nu se plantează în sol uscat, deoarece aceștia se deshidratează foarte rapid. Menta la fel este o plantă deosebit de importantă și cu multiple utilizări. Al doilea rând, este o plantă perenă. Deci, dacă are condiții foarte bune, poți să faci o plantație de mentă care să dureze 3-4 ani. În general, pe solurile mai ușoare. Soluri care nu trebuie să fie nici foarte, foarte expuse la soare. Ea are nevoie de un pic de umiditate mai mare. Și sunt mai multe forme de mentă, mergând de la menta sălbatică de baltă, nu? Este o mentă de baltă sălbatică. Dacă o iei, de acolo din baltă are o aromă specifică. Dar sunt cele două specii importante de mentă. Este menta piperita, cea care are frunze cu nuanțe de culoare roșie, și este menta crispa, care este verde. Cea crispa este puțin mai pretențioasă decât menta piperita și merge undeva în zone mai umede și mai răcoroase. În general, țăranii o cresc pe lângă fântâni, pentru că acolo când scoate găleata cu apă, totdeauna cade și apă. Și nu totdeauna fântânile sunt la soare, la soare foarte puternic. În scopuri medicinale, de la mentă se folosesc frunzele și partea aeriană în totalitate. Atunci când este zdrobită, planta degajă un miros aromatic, caracteristic având un gust înțepător și răcoritor. Proaspete sau uscate, frunzele se folosesc la infuzii, ceaiuri și la obținerea uleiului esențial. Preparatele fitoterapeutice din mentă sunt folosite în boala diareică pentru combaterea grețurilor sau a crampelor. Are întrebuințări extraordinare ceaiurile de mentă. În general, sunt cu acțiune stomacală pentru aspecțiunea ale stomacului, ale gurii, ca și salvia. Salvia officinalis este o plantă excepțională împotriva aftelor de gură. Ele sunt din aceeași familie cu menta, tot din labiate, din familia labiate, ca și urzica moartă. Nu? Dar la mentă, aici este
extractul de mentol, nu? Mentolul, mentona, sunt mai multe produse și structuri ale uleiului. Circa 5 până la 5,5% este conținut în ulei volatil la mentă. La alte este ceva mai puțin. Ei, dar de aici, din acest ulei de mentă prelucrat, el se folosește cosmetic, în paste de dinți, săpunuri și tot felul de produse. Plantarea pe suprafețe mici se face manual, câte 2-3 bucăți în șir continuu. Pe suprafețe mari, plantarea se face semi-mecanizat. Ca schemă de plantare, puteți semăna la distanțe de 40-60 cm între rânduri și 10 cm între plante pe rând. Primăvara, imediat ce condițiile permit intrarea în câmp, cultura de mentă se grapează perpendicular pe direcția rândurilor, la adâncime la care să nu se scoată stolonii din sol. În cursul perioadei de vegetație se execută 2-3 prășile mecanice, 2-3 prășile manuale și una sau două lucrări de plivit. În anul 2 de vegetație, primăvara se va grapa și se vor tăia rânduri cu ajutorul cultivatorului la o distanță de 50 de centimetri. Menta este o plantă care valorifică bine îngrășămintele organice, deoarece sistemul radicular nu este foarte bine dezvoltat, iar ritmul de creștere a plantelor este foarte rapid. Este recomandată folosirea gunoiului de grajd, foarte bine fermentat și aplicat cât mai uniform. Acesta contribuie la îmbunătățirea stării de fertilitate a solului, favorizează dezvoltarea masei vegetative și creșterea conținutului în ulei volatil. Din nou trebuie să ne luăm la revedere, dragii mei. Sper că a fost o emisiune pe placul dumneavoastră, că am avut ce învăța, am avut ce povesti. Ne revedem duminica viitoare, fix la aceeași oră, aici la canalul AgroTV, cu siguranță. Nu uitați, vă spun de fiecare dată că lumea satului este și lumea noastră, să știți. A mea, a ta, oriunde ne-am aflat. Toate cele bune, vă aștept duminica viitoare. Emisiunea a fost susținută de companiile Romvac, tradiție și inovație în medicină, Domeniile Ostrov din Dobrogea cu pasiune și NHR Agropartners alături de tine.